Bună seara, dragi prieteni! O altă zi de miercuri, dar aici la TV Giurgiu deschidem împreună, așa cum v-am obișnuit de ani de zile, emisiunea La Porțile Dorului, cu cei mai de seamă interpreții ai cântecului popular românesc. Și în această seară avem onoarea, avem bucuria să avem oaspete, un solist de seamă din cântecul popular muntenesc, în special din zona folclorică a Prahovei, de acolo de unde a plecat și Irina Loghin, și invitata mea duce mai departe frumusețea acestei zone prin cântec, prin costum, prin interpretare. Afară a început ploaia, dar să-l rugăm pe bunul Dumnezeu ca ploaia să fie curată, iar peste câteva zile când începe treieratul, recoltarea, termen mai nou folosit, a orzului, a grâului, să dea Dumnezeu să fie curată ca hambarele celor care au trudit un an de zile să se umple de recolte, așa cum n-au mai fost până acum niciodată. Am adus un interpret pentru prima dată la Giurgiu, dar un interpret, cum spuneam, de frunte a cântecului popular. A venit cu mare drag, este o soție ideală, este o mamă de doi băieți frumoși, este profesor la o școală privată unde predă normal canto popular, a venit cu cele mai frumoase melodii din repertoriul său și ni le oferă cu tot dragul de la inima sa pentru inimile noastre. În numele dumneavoastră, în numele întregii echipe de la TV Giurgiu, să-i spunem bine ați venit la Giurgiu, bine ați venit la TV Giurgiu, bine ați găsit cheia emisiunii La Porțile Dorului, îndrăgite interprete de muzică populară, Cristina Nicoleta Stănescu. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnul Clement. Salut pe toți auditorii și telespectatorii care ne urmăresc acum și ce să zic, să avem sănătate, că e mai bună decât toate. Așa să fie, pentru că atunci când omul este sănătos, realizează orice vis pe care îl are și poate să continue spre alte proiecte. Ați venit de aproximativ 2 ore, de la Ploiești, să le spunem telespectatorilor că doamna Cristina a venit tocmai de la Ploiești, de dragul nostru, de dragul cântecului, de dragul emisiunii noastre, de care a aflat. A vizionat, grație colegilor care postează pe YouTube emisiunile noastre, și din discuția pe care am avut-o anterior acestei seri, și-a manifestat dorința să vină la Giurgiu. Noi mulțumim pentru drumul lung și agenda încărcată pe care a avut-o astăzi, dar o să ne povestească pe parcursul celor 2 ore, că trebuie să aflăm în afară de cântec și multe secrete ale domniei sale. Cum vi s-a părut că spuneam că ați venit de 2 ore, ați vizitat împreună cu mine orașul, cum l-ați văzut? Eu am mai fost în Giurgiu, nu aici la dumneavoastră, dar am mai avut evenimente în Giurgiu și bineînțeles că îmi place. Și bineînțeles că nu m-ați anunțat când ați venit la eveniment. Da, n-am știut. Nu, mulțumesc. Că sunteți aici prezent. Vă știu pe marea majoritate și știu că sâmbătă, duminica, atunci când au loc evenimente, alergați uneori și cu depășirea vitezii legale ca să ajungeți și să onorați contractul pe care îl încheiați. Da. Ați venit pregătită de cântat. Bineînțeles, chiar mi-a fost dor după atâta pauză, da, să zic. Este adevărat și noi, pentru că în această perioadă de 3 luni am obișnuit telespectatorii noștri, și nu sunt puțini, mai ales că aria de emisie s-a mărit grație efortului și pasiunii domnului Adrian Chițoi, se prinde mult departe semnalul TV Giurgiu. Felicitări! Mulțumim, dar până când telespectatorii noștri își fac curaj să ne sune, să trimită mesaje, eu vă invit, chiar dacă suntem la 2 metri distanță, vă invit să mai faceți încă 2 metri. Avem un loc de cântat unde trebuie să le oferim celor care ne urmăresc primele 2 piese din multele pe care le-ați pregătit și din foarte multele imprimări pe care le aveți. Imediat, cu drag. Pregătiți-vă de cântat, iar dumneavoastră, dragi prieteni, pregătiți-vă.
telefoanele, tariful este normal, numerele sunt afișate de colegii mei din regie, sunt pregătiți cu degetele pe butoane să vă răspundă și să nu vă prelungească așteptarea. Pentru început, să ne facem curaj cu toții, două cântece cu îndrăgita interpretă Nicoleta Stănescu. Măi flăcăi la joc, verde busuioc. Hai să facem coră mare, floare cu noroc. Că e zi de sărbătoare, verde busuioc. Hai la hora mare, haideți și-o-mi juca. Prinde-te în horă, pe margini nu sta. Hai la hora mare, hora din străbun. Prindeți-vă în horă și voi oameni buni. Iar roată, floare cu noroc. Ca și pâinea de pe vatră, verde busuioc. Roată, roată, legănat, floare cu noroc. Cum se joacă pe la sat, verde busuioc. Hai la hora mare, haideți și-o-mi juca. Prinde-te în horă, pe margini nu sta. Hai la hora mare, hora din străbun. Prindeți-vă în horă și voi oameni buni. Floare cu noroc, e Gheorghiță de pe vale, verde busuioc. Îi răspunde mărioara, floare cu noroc. Și așa joacă până seara, verde busuioc. Hai la hora mare, haideți și-o juca. Prinde-te în horă, pe margini nu sta. Hai la hora mare, horă din străbun. Prindeți-vă în horă și voi oameni buni. Și nu sta, floare cu noroc. Că-i horă din Prahova, verde busuioc. Strigați munții să vuiască, floare cu noroc. Că e horă muntenească, verde busuioc. Hai la hora mare, haideți și-o-mi juca. Prinde-te în horă, pe margini nu sta. Hai la hora mare, horă din străbun. Prindeți-vă în horă și voi oameni buni. Hai la hora mare, oameni buni.
focul dă cuc, mă, cum aș face să mă duc, mă? Să te prind pe arătură, ca să-ți smulg limba din gură. Să te prind pe arătură, ca să-ți smulg limba din gură. Mi-ai cântat numai din spate, te blestem până la moarte. Mi-ai cântat numai din spate, te blestem până la moarte. Să n-ai liniște nici loc, picați-ar limba din cioc, mă. Spuneam al doilea cântec, dragi prieteni, doamna Cristina Stănescu, că mi-a cântat cucul din față. Ei, nouă ne cântă cu drag invitata noastră și noi chiar ne simțim bine, mai ales că prima melodie a fost o horă muntenească, Hai la Hora Mare, și vă asigur că ceea ce vă spun este adevărat. Băieții din regie, deja în timp ce doamna Cristina cânta, domnile lor deja dansau, au ieșit la joc, așa că puteți și dumneavoastră la casă cu membrii familiei să o faceți, pentru că frumusețea cântecelor doamnei Cristina Stănescu nu poate să le găsească omul în fiecare moment. Pentru cei care știu mai puține lucruri despre invitata noastră, aș vrea să le spun că interpreta, artista Cristina Nicoleta Stănescu este descoperită, a fost îndrumată, a fost călăuzită pe poteca aceasta frumoasă a cântecului popular de profesorul multor generații, Gavril Prunoiu, care i-a urmărit evoluția în fiecare zi, în fiecare spectacol, chiar când era adolescentă, și iată că prin muncă multă, muncă care a depus-o de dragul cântecului popular, Nicoleta Stănescu reușește să ajungă un nume cu renume în cântecul popular. A avut colegi de cântec pe Ruxandra Pitulice, pe Diana Matei Cleante, pe Ionuț Dolănescu, pe Ionela Stâncioi Belu, o mulțime de artiști pe care dumneavoastră ați avut bucuria în mare parte să-i urmăriți aici la noi, la TV Giurgiu. Dar, pentru cealaltă parte, vă promit că o să-i aducem, pentru că știu că sunteți mulți care iubiți cântecul popular, știu că așteptați ziua de miercuri. Mai vorbim despre invitata noastră, cu invitata noastră, și vreau să vă mărturisesc, dragi prieteni, că poartă o frumusețe de costum. Are un peșteman care seamănă cu zona noastră din Vlașca, plisat. Dar să ne spună dânsa mai multe, pentru că nu vreau să monopolizez, deși recunosc eu că am vorbesc mult. De unde aveți costumul, doamna Stănescu? Fota este din Breaza, pentru că este specifică zonei Prahova, în pliuri, țesută în război, în patruițe, cu fir argintiu și roșu și negru. Ia. Este un compleu întreg. Am primit-o de la o doamnă, care fata ei este eleva mea la canto, și mi-a zis să o port cu drag. Că nu i-ați dat o notă bună sau mai mare? Nu, că nu dau note mici. Așa să nu dați, pentru nu, că... Nu, eu susțin copiii și îi încurajez. Și mi-a dăruit-o cu drag să o port și să-mi aduc aminte de dânsa. Și chiar o port de drag, pentru că se vede că este foarte veche. Da, este veche și e foarte, foarte frumoasă. Cireșe, struguri, un model... După atâția nu și-a pierdut culoarea, nu s-a destrămat pânza. Sunteți mamă, sunteți artistă, sunteți soție,
sunteți cadru didactic. În două propoziții, spuneți-ne cum reușiți să faceți față la toate aceste trei, hai să le zic, profesii. În primul rând, să știți că cineva acolo sus mă iubește. Și nu cred că întâmplător a făcut ca eu să urmez drumul spre muzică întâlnind-o pe Ruxandra Pitulice, la 14 ani. E prietena noastră, e prietena tuturor românilor. Era în vacanță la Diana Matei, erau deja prietene și erau în aceeași clasă. Și eu hotărâtă să dau la liceul de muzică, pentru că îmi plăcea muzica. La Dinu Lipati. Da, la Dinu Lipati în București. Iar eu de la Măneciu spre Cheia, spre Brașov, pentru telespectatori, un copil de la țară simplu, să aibă curaj să mă... Vă e rușine să spuneți că sunteți de la țară? Nu, mă mândresc. Unde e frumusețea cântecului? Acolo. Unde sunt izvoarele cântecului? Acolo se naște, la acolo țară, sunt rădăcinile. În țărâna satului respectiv. Mă mândresc, să știți. Foarte bine și frumos, să nu uitați lucrul ăsta, vă spun eu, care sunt mai mare cu mult față de dumneavoastră. Nu. Și acolo am avut curaj să mă duc, că știam unde stă Diana Matei, că stăm în, adică suntem din același sat, Măneciu Pământeni. Ea era deja clasa 9, trecea în clasa 10 cu Ruxandra și eu trebuia să dau examene. Tata cu mama încă nu aveau curajul să mă lase să ajung la București. Sigurică, prin străin. Domnișoară. Prin străin la internat la Cămin. Și m-am dus, am luat bicicleta tatălui meu, am încălecat poșa și m-am dus la Diana. Acolo era Ruxandra și le-am întrebat ce trebuie să pregătesc pentru examen. Că eu nu mă pregătesc cu nimeni și eu învățam cântece după pick-up. Știam tot repertorul. Era tehnica vremii. Da. Și să știți că a fost bine. Ce bine. Știam tot repertorul doamnei Irinei Loghin, Ilene Sărăroiu, Dumnezeu s-o ierte. Și am zice, Ruxandra, ce știi să cânți? Am cântat o baladă, balada Mărului de Elena Sărăroiu și o horă. O sârbă, știi? Am cântat și o sârbă. Și Ruxandra cu Diana zic, uite Cristina, cânți asta și asta. Și m-am prezentat, am cântat ce mi-au spus ele și am luat prima pe cantul popular din cei prezenți la examen. Și chiar am fost mândră și de acolo mi s-a schimbat viața. Inițiativa lor, propunerea lor a fost de bun augur. Asta demonstrează că v-au fost colege. Încă din acele vremuri v-au fost prietene cu adevărat. Așa este. Cu Diana Matei țineți legătura? Da, m-am mai întâlnit că avem băieței de seamă. Numărul de telefon l-aveți? Da. Să nu uitați când se termină emisiunea. Să ne-l pune la dispoziție, pentru că îi lansăm invitația și dacă nu am reușit noi, cum măcar să plusați. După aia să spuneți că la Giurgiu se fac lucruri frumoase și poate cum să găsești timp să ne calce pragul, pentru că eu am avut bucuria să-i cunosc, dar mulți dintre telespectatori decât în emisiunile care, în care apar împreună cu soțul său pe televiziunile naționale, dar trebuie să o aducem și la Giurgiu. O să vină, cu siguranță. Dar sunt foarte ocupați. Știu că sunt, dar profităm. O să-și facă timp. Profităm că este postul Sfântului Petru și Pavel. Da, și încă mai este și ei amărât asta de pandemie care ne-a mâncat sufletul. Cum ați suportat-o? Să știți că eu sunt o fire energică și ducându-mă, eu aveam o zi foarte încărcată, o zi normală. Și dintr-o dată să fiu anunțată că trebuie să stau și nu prea mai aveam timp de ai mei acasă. M-am bucurat de această perioadă. Mi-a prins bine pe o parte, dar e foarte greu să stai într-un singur loc când tu ești obișnuită să alergi. Și să nu cânti, nici nu mai vorbesc. Eu cântam prin casă, da? Săracii copii erau și în lecții online și bineînțeles că și o tot lecții online a trebuit să fac și foarte greu. Este foarte greu. Câți copii aveți la clasă? Sau la clase? Am foarte mulți elevi. Am 184 într-un loc și 30 în alt loc. 200 de copii. Da. Și care a fost cea mai mică notă? Că anul păi școlar s-a încheiat. Le dau note, că noi nu avem catalog cu note. Oricum la mine toți trec. Anul întâi de canto, anul doi, anul trei și așa mai departe. Am înțeles. Copiii sunt selectați prin începători, avansați sau performanți. Sunt printre ei care promit? Da, am voci bune.
Și am copii și părinți care îmi ascultă sfatul, dar am și părinți care în fața mea zic da și ei încearcă să facă ca ei. La urmă v-ați făcut datoria da. Ca pedagog, ca dascăl. I-ați spus cum stau lucrurile da. Ca specialist. Dacă nu vor să le respecte, este știți numai ce și numai... Întâmplă? La concursuri sunt în juriu profesori care mi-au fost... am trecut prin mâna lor și când spune cu cine te pregătești și îmi pronunță numele, nu prea am convins să, este adevărat, să se ducă așa este. Fără să mă anunțe. Se pare că un telespectator și-a făcut curaj să nu îi prelungim așteptarea. Da? Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnule Clement! Sărut, bună. Bună seara, Cristina! Bună seara! Și bine ai venit la noi la Giurgiu, chiar mă bucur că ai ajuns în meleagurile noastre. Eu am recunoscut vocea, nu vreau să spun cine eu este. Nu, încă nu. Mulțumesc mult! Bună seara! Bună seara, draga mea! Să știi că seara m-a alergat într-un suflet. Mi-am uitat telefonul acasă. Am fost la cântărături și știam că trebuie să înceapă emisiunea. Hai să-i spune... Cristina, ai fost un super! Să spunem telespectatorilor să nu mai facem nici pe doamna Cristina Stănescu să se gândească la cui voce este. Este Bănui. Rita Baltag, da. Solista noastră de aici, din Giurgiu, din Giurgiu, mesagerul cântecului popular muntenesc. Salutări, doamna Geta. Rita. Rita, doamna Rita Baltag. Nu, Cristina, credeam că mi-a recunoscut vocea, dar... Nu, că nu ne-am mai văzut de mult. Să știi, Rita, că... Prin intermediul acestei emisiuni, poate o vrea Dumnezeu să ne întâlnim pe la... Să dea Dumnezeu. Acum, cu pandemia asta, am stat cu mintei acasă. Da, și noi. Mă bucur, iubita, că ai venit la noi la Giurgiu. Să știi că te-am admirat costumul tău, este superb. Mulțumesc mult! Și bineînțeles, repertoriul tău, nici nu mai am cuvinte să spun. Ai un repertoriu extraordinar de frumos. Mulțumesc! Și, ce să spun? Îți doresc multă sănătate, multe realizări. La fel! Mă bucur că ai o familie minunată. Și dumneavoastră, niște nepoțele drăguțe, foc! Da, mulțumesc. Să vă trăiască. Mulțumesc. Mulțumesc asemenea. Mulțumesc. Mulțumim. Cristina, ce să spun, succes în continuare și multe realizări. Mulțumesc la fel. Toate cele bună bune. Bună seara tuturor. Mulțumim de telefon, Rita, și promite telespectatorilor și doamnei Cristina că foarte curând o să revii în emisiune, pentru că trebuie să spunem cu voce tare... Prezența ta împreună cu prietena ta de suflet, Geta Astate, a făcut ca ratingul să fie foarte, foarte bun. Mulțumesc din suflet. Păi da, da, promite-ne că vii. Da, cu mare drag, cum să nu? Rămâne să stabilim noi când ai o zi liberă de miercuri, okay. de miercuri, da, că vreau să profităm de faptul că suntem în post, că, pe urmă, dacă s-o ridica și starea de alertă, sigur o să începeți toți să ieșiți la treabă, că așteptați ca vorba aia, ca orice copil, o bomboană pe care o aduce mama din oraș. Mulțumim de telefon, rămâi alături de noi și bucură-te împreună cu noi că, iată, am reușit să o aducem de la Ploiești și mulțumim și soțului său, Alexandru și lui Vlăduț. Salutez, care este bodyguard. Salutări copiilor pe mulțumim. Care le predă muzica asta frumoasă. Mulțumim. Folclorul românesc. Și să sperăm că mai vine la noi, la Giurgiu, la emisiunea noastră. A spar gheața. O să mai vin, promit. Și... copii, sănătate. Și toate cele bune. Îți întoarcem cu drag urările, Rita, și rămâi alături la de fel. Noi. Mulțumim, sărut mâna. Da, a fost Rita Baltag, o interpretă pe care eu o apreciez știu, foarte o mult, pe care o știu de dar am înțeles prima oară Geta și parcă nu părea vocea. Stăteam... Ei, a fost și din cauza sunetului, da, dar haideți să ne pregătim de cântat. Cu am drag. Auzit-o pe Rita vorbind. Avem și câteva mesaje, vă rog să mergeți să vă pregătiți pentru următoarele două piese. Da, unul surprinzător. Vine de la doamna Neta Soare și spune ceva. Salutări realizatorului,
Te pup, Cristina, audiență maximă. Alexandru Mihai, bravo, ești o frumoasă. Ferraru Dorinela, audiență maximă. Carmen Ferraru, felicitări și mult succes. Da, am să mai citesc că sunt destule mesaje venite. Dar până atunci, dragi prieteni, alte două piese cu Cristina Nicoleta Stănescu. Să o urmărim.
fără plată, of, of. Ochii mei sunt verzi ca iarba, nu-i dau ioane pe degeaba. Gura mea e fermecată, n-o dau ioane fără plată, of, of. Ochii mei sunt verzi ca iarba, nu-i dau ioane pe degeaba. Fiu dragă ție, du-mă întâr la stămărie, du-mă întâr la stămărie, să-mi mară mășie. De vreioane gura mea, i-am pantof de catifea, of, of, și mărgele colorate, poale albe în fir brodate. De vreioane gura mea, i-am pantof de catifea, of, of. Și mărgele colorate, poale albe în fir brodate. Să mă duci la primărie, of, of. Să mă duci la primărie, să-ți fiu cu acte soție. Să facem o nuntă mare, cum s-a văzut sub soare, of, of. Doar atunci o-i căpăta ochii și gurița mea, mă. Spunea prin cânte Cristina Stănescu că Ion, să, dacă vrea să-i fie soție, să-i cumpere pantofi de catifea și mărgele colorate. Spun din casă, cum este o vorbă, dragi prieteni, Alexandru, soțul său, îi îndeplinește orice dorință soției sale, pentru că o iubește, o respectă și se mândrește că este soțul unei artiste. Artista care poartă numele de Cristina Stănescu. Ne mai spunea la începutul emisiunii invitata noastră că începuturile se confundă cu prietene dragi sufletului său, cu Ruxandra Pitulice, surorile Popescu, și vreau să menționez că surorile Popescu sunt de la noi din județ. Giurgiu, da? Da? Sunt fiicele, gemenele fostului primar de la Valea Dragului, le salutăm. Le salutăm. Pe... Iar Luiza predă la Dinu Lipati. Știu că predă, asta vreau să spun, că la un eveniment al liceului Dinu Lipati m-a rugat să-i dau un costum autentic de Vlașca. Am fost mândru că m-a căutat, i-l-am oferit cu drag și a avut și succes. Prietenă cu Ionela Stăncioi, cu... Tatiana Ene. Tatiana Iene, da, a fost în emisiune la noi, da, cu câțiva ani. Și ea ne-a fost colegă. Da, mă bucur că Cristina Stănescu nu uită de vechii prieteni, dar să nu prelungim prea mult așteptarea, mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit, domnul comisar, și bună seara și invitatei dumneavoastră. Sărut mâna. Și dacă Cristina nu uită de vechi prieteni, să știți că nici vechi prieteni și nu colegi uită, nu uită de Cristina Stănescu. Ionela! Da? Mai vreau să spun că până își dă seama Cristina cine este la telefon, vreau să mă lămurească că am o întrebare.
până la urmă i s-au luat pantofii de cafea și mărgelele sau nu? Pentru că mi-a fost făcut semn din regie că avem un telespectator, nu, fără să știu că tu vei fi Ionela, nu am apucat să o întreb pe Cristina Stănescu, era următoarea întrebare, dar acum dacă tot ai pus tu întrebarea, să ne răspundă, nu? Bineînțeles că mi-a luat... Și mărgele colorate. Da. A, gata. A adus-o și la primărie, a devenit soție. Mărgele colorate cred că a primit mai multe perechi, pentru că la un moment dat Cristina mi-a dăruit și mie un șirac de mărgele, cred că de mărchișor, acum vreo 2 ani. Deci cred că a primit foarte multe. În fiecare an soțul ia mărgele și acum dar din dar se face. Rai. Cred că de asta ne-a mai dat și nouă prietenilor ei câte un șirac așa. Ei, și sufletul are bun. Acasă. Are sufletul bun, că mai sunt situații când are foarte multe, nu e vorba de invitata mea, luăm pe oricine ca exemplu, da, și nu oferă altuia, chiar dacă îi prisosesc anumite mărgele, că tot de ele vorbim. Dar să știți că de câte ori m-am întâlnit la câte o filmare cu Cristina, să știți că aproape de fiecare dată, dacă nu chiar de fiecare dată, îmi aducea câte ceva. Păi tu meriți... Venea tot timpul cu câte o atenție și chiar de multe ori mă simteam prost și spuneam, iar ai venit cu un cadou. Ionela, acum eu să întăresc gestul doamnei Cristina, trebuie să spun încă o dată în plus, chiar dacă am spus-o de atâtea ori, tu chiar meriți apreciere pentru că te iubește toată lumea, inclusiv giurgiuvenii, și pe tine și pe Adrian, maestrul Belu, da? Și dacă înainte am reușit și am smuls Retei Baltag promisiunea că o să vină din nou să deschidă porțile dorului, acum fac același lucru și cu tine. Când mai vii la Giurgiu? Cu mare drag de câte ori ne chemați, pentru că giurgiuvenii sunt oameni primitori și s-au dovedit-o de câte ori am cântat în spectacolele organizate de dumneavoastră. Știu să-i primească așa cum se cuvine pe artiști, știu să-i aplaude, știu să le zâmbească și ne fac să ne simțim fericiți pe scenă la dumneavoastră, așa că venim cu drag de câte ori ne chemați. Ionela, nu vă chemăm, noi vă invităm, pentru că voi sunteți artiști, da? Și meritați... Dar vreau să vă mai spun ceva legat de Cristina. Da. Pe lângă faptul că a fost o colegă extraordinară, să știți că ne era, ea fiind mai mare, ne era așa ca o mamă de câteva ore acum. Grijulie. Ne mai și certa. Dar ne certa în sens pozitiv și constructiv. Pe cele care eram mai mici, ne spunea, stați și studiați. Nu ocupați sala de studiu degeaba, puneți mâna, studiați, învățați. Deci era foarte responsabil așa și avea grijă și de cei care eram veniți în urma ei. Păi de mic avea înclinație spre catedră. Da. De asta acum are zeci de copii pe care îi îndrumă și frumos și cu premii obținute și nu poate decât să o felicit pentru ceea ce a ajuns. Mulțumesc, draga mea! Știi că te iubesc! Știu! Știu, de asta am vrut să intru în direct, pentru că știu ce sentimente ai vis-a-vis de mine și de asta mi-am dorit foarte tare să... Noi am fost ca niște surori și ne-am susținut acolo la cămin, la internat. Ionela, vreau să-ți propun ceva. Ești de acord? Întâi spui da și pe urmă spui că nu poți. Da! Mulțumesc! Știu că ești la fel de bună prietenă cu Ruxandra Pitulici, așa cum ești cu Cristina Stănescu. Da! Uite ce propunere vreau să-ți fac. Familia ta, familia Ruxandrei și Nicoleta Stănescu, într-o seară de miercuri, să umplem platou. Ce zici? Umplem platou și cu încă 2-3 colege, dacă doriți dumneavoastră, în limita timpului emisiunii și a spațiului din platou. E vorba de 2 ore, tu știi. Da, nu, mă refer acum că este și problema cu numărul de persoane. Nu, asta în viitor, pentru că trebuie să așteptăm să treacă starea de alertă. Da. Doamne ajută să fie mâine să se întâmple acest lucru. Da, atunci venim și facem o reuniune a Catedrei de Canto Popular. Profesor Gabriel Prunoiu. La porțile dorului. Da. Te așteptăm cu drag, Ionela, știi că noi te iubim și giurgiuvenii și echipa de la TV Giurgiu. Te rog să saluți cei doi bărbați din viața ta. Îi salut cu drag. Îi apreciem, îi stimăm, îi iubim.
Și rămâne ca atunci când a trecut virusul acesta păcătos, să ne întâlnim în formula pe care ai acceptat-o. Sigur. Este o mare plăcere să, cum vă spuneam, să facem așa o reuniune a Catedrei de Canto Popular la dumneavoastră, la Porțile Dorului. Vă așteptăm cu drag chiar din acest moment. Cu mare drag așteptăm invitația și vă dorim la cât mai multe emisiuni frumoase, să le bucurați inimile giurgiuvenilor de fiecare dată, și nu numai miercuri. Și nu numai. Nu numai giurgiuveni. Pentru că sunt acolo ai dumneavoastră. Da, dar beneficiază și alte județe de semnalul nostru. Și dar nu e rău, nu ne pare rău, dimpotrivă. Cu noi. Am intrat cu mare drag. Chiar mi-am dorit din suflet să intru și să te felicit pentru tot ceea ce faci, pentru mulțumesc. Tot ceea ce le oferi copiilor. Știi că sentimentul este reciproc. Știu, chiar știu și simt. Mulțumim de telefon, Ionela. Te asigurăm în continuare de prietenia noastră. Vă pup cu drag, cu bine. Mulțumesc. Vă pup și chiar frumoasă, vă sănătate, numai bine să dea Dumnezeu tuturor românilor și prietenilor noștri, Ionela Stăncioi și Adrian Belu, piticului, cum îmi place mie să le zic, călor da. Mici, Mario. Când am avut lansarea albumului de care vorbeam, Ionela Stăncioi a avut, de la băiat a plecat și titlul albumului, da. A venit îmbrăcat în costum popular cu o mini-vioară, da, împreună cu taică-su, mami că doar tati. Taică-su este mentor și cu mami. Vreau să vă spun că a fost un moment unic, pentru că oamenii s-au bucurat când l-au văzut și curajul pe care l-avea. Asta înseamnă că el nu s-a speriat de public. Și noi, doamna Cristina, avem Ateneul Nicolae Bărănescu, unde organizăm evenimentele. Acum sper să ne mutăm la teatru. Doamne ajută! Pentru că atunci când am avut un eveniment, locurile sunt foarte puține la câți oameni în Giurgiu vor să vină la spectacol, pentru că la noi nu este cu bilet. Da, da, da. Este de dragul cântecului, de dragul artiștilor, da. Ori sala teatrului Tudor Vianu este vreo 100 și ceva de locuri mai mare și vrem să ne mutăm locul de desfășurare acolo, pentru că chiar mă simțeam trist când veneau oamenii și mai solicitau câte o invitație și spre rușinea mea nu mai aveam. Îi vedeam cum pleacă triști. Da. Îi asiguram că data viitoare, știți cum e, dacă știu. Nu, acum pot eu și vreau, lasă-mă acum. Ori nu putem, pentru că e capacitatea sălii care trebuie respectată, da. Sunt niște norme PSI. Și niște reguli. Aștept și eu cu nerăbdare, dragi prieteni, să organizăm evenimentele de care tot v-am spus, cu Marian Medregoniu, cu Diana Matei, cu Leonard Petcu, cu Valentin Sanfira. Să așteptăm ziua în care o să putem să ne intrăm în viață normal și sănătos să fim, că avem cu cine să... Pot să dau și o dedicație? Nu numai una, și mai multe. Două, promit. Astăzi este ziua soacrei mele, mai adaugă un buchet, un trandafir în buchetul vieții și vreau să îi spun în direct că o iubim. Ne rugăm bunului Dumnezeu să fie sănătoasă și cât mai mulți ani pe lângă noi. La fel și părinții mei și toți părinții care au și copii și nepoți, la mulți ani, să fiți sănătoși. Și nu în ultimul rând și pe Maria Niculeț vreau să o salut și să-i spun la mulți ani. Eu am și copii, am și nepoți și sunt mândru de... Mă simt împlinit ca părinte, ca bunic. Este cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Mai avem mesaje. Nelu Bunelu. Bună, Cristina! Până acum, admirație, frumusețe, straie frumoase, voce frumoasă. Mulțumesc! Doina Scarlat, felicitări și mult, mult succes! Nicoleta Grigore, prahoveanca mea iubită. Iată că oamenii se uită, ne trimit mesaje, așteptăm să continue cu aceste mesaje, așteptăm să ne sune, suntem pregătiți pentru
a intrat în legătură telefonică directă cu domniile lor. Ce proiecte are în perioada imediat următoare, considerând că epidemia a trecut, da? Da. Ce proiecte... Urmează să-mi fac, încă am un videoclip la unul din cântecele, de fapt cel care îmi reprezintă albumul, Teleajăn cu apă mare. Acest cântec vine chiar din sufletul satului meu natal. Acolo povestesc despre satul meu natal. Fiecare deal, fiecare munte, acolo unde eu m-am născut și am copilărit. De lacrimi. Pentru că nu pot să uit niciodată ce copilărie frumoasă am avut. Este și adevărat. Singur am descoperit. Sufletul rămâne acolo. Da, indiferent categoric. Unde te-ai duce, unde ai petrece timpul. Tot acolo te întorci. Acolo cu gândul, cu sufletul. Sufletul. Și am un videoclip la acest cântec, la acest cânte care îmi reprezintă și CD-ul și urmează în vară, acum în iulie, deja am vorbit, fac și cu elevii mei, că i-am întotdeauna îndrumat să-și culeagă piese. Și am de grup o piesă foarte frumoasă despre Prahova și urmează să realizăm un videoclip. Și eu și cu ei. Doamne ajută să fie... Doamne ajută! Cât mai curând posibil. Doamne ajută! Am așteptat pentru... destul momentul, da. Zic eu. Ca dascăl, simțiți că tinerii, copiii s-au apropiat de cântecul popular, de dansul popular, de folclor, dar întregului? Unii da, unii nu. Unii simt și se nasc cu aceste simțeminte și calități. Unii sunt împinși de la spate de părinți. Și atunci când ești împins de la spate, deci am și copii care simt lucrul acesta, dar am și copii care sunt împinși de la spate. După părerea mea, dacă tu constați ca părinte că fetița ta, băiețelul tău, are inclinații, da? E bine să-l profesor, sprijin, da? Să-i fii în spate, da. Care să-l împingi. Dar dacă, mă iau ca exemplu, dacă ar fi fost după mine, biata mama putea să mă ducă la 1000 de universități, la facultăți. Nu știu câte facultăți, dacă nu se lipea. Deși mie mi-a plăcut mai mult... Mi-ar fi plăcut mai mult să știu a cânta decât a ști a dansa. Da. Eu am făcut dans popular, l-am făcut, am rămas cu această pasiune până la moarte, dovadă că la anii mei tot lângă folclor stau. Ei, mai dansez, dar mai rar. Mai rar. Mai că e un eveniment. Da. Mai... Când vă place muzica. Da, da. Este, am înțeles pe fiecare om care a avut o pasiune, am respectat-o. Da. Deși la mine... Invers, au fost situații când m-a subapreciat, când a auzit că eu am dansat sau că îmi place folclorul. Dar, mă rog, am luat lucrurile ca atare. Să știți că folclorul că... va fi întotdeauna în picioare și se va duce mai departe din moș strămoș. Păi avem și cu ce să-l ducem mai departe. Și avem cu ce să ne lăudăm, da? Și să ne mândrim. Pentru că în ultima vreme au apărut foarte mulți soliști și de valoare, care au ce să spună în cântec, spună, da. Da, în folclor, prin cântec. Ne ajută și televiziunile, că degeaba, da, așa este. Spectacolele sunt, dar sunt mai rare. Ori televiziunile sunt cele naționale de folclor, uite, mai e și TV Giurgiu, da. Mai e și Emi TV, îl salutăm pe Emil Badea de la Gorj. Salutări. Da, eu sunt un mai nou, un telespectator fidel. Am intrat de câteva ori în direct, pentru că iubesc ce face și face lucruri frumoase, da, cu oamenii calificați, cu oameni care au specialitate în domeniu, da, profesioniști, și asta nu trebuie decât să ne facă să îi recunoaștem omului munca și să ne uităm, pentru că un cântec popular, după părerea mea, este peste timp mai bine rămas în fonotecă decât orice altă piesă de muzică ușoară. Așa este. Da? Pentru că, iată, Maria Lătărețu este săraca plecată la cele veșnice de 50 de ani aproape, da? Mulți zeci de ani. Și totuși nu e eveniment la care un solist, fie el vocal, instrumental, instrumentist, să nu-i dea o ritornelă dintr-o piesă, da? Ori șlagăre din muzica ușoară s-au pierdut. Ce muzică retro, 80-70. Nu este ca folclorul, domnule.
Îmi aduc aminte cu ani în urmă când mergeam la facultate, la sesiune, treceam prin Bălceștii Gorjului. Nu știu, poate nu era adevărat, dar simțeam când întâlneam indicatorul de Bălcești că s-aude vocea Mariei Lătăresc. Și am trecut pe acolo, da. Pomii fredonau cântecele sale, iarba la fel, mirosea cântec... Și cum a prezentat domnia prin cântec zona de acolo? Doamna Cristina, suntem la jumătate de emisiune și n-am cântat decât 4 piese. Așa repede a trecut? Așa repede a trecut. Vă invit să vă pregătiți de alte 2 piese. La fel și pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să ne sunați, vă invit să ne trimiteți mesaje nouă, celor dragi din viața dumneavoastră. Alte 2 piese cu Cristina Nicoleta Stănescu. Să o urmărim!
așez la inimioară, ce-mi vii ca un vânt de vară, și te așez la inimioară. Cântece de la sufletul Cristinei Stănescu pentru noi, iubitorii de cântec popular. Am primit alte mesaje, dragi prieteni, am să citesc câteva dintre ele. Domnul Florian Guțu, felicitări, super emisiune. Doamna Elena Țaga, felicitări, să vă meargă din plin. Viorica Cristea, de la sufletul meu, urări de la mulți ani. Elena Pârlog, bravo! Mihaela Cristina Rotaru, mult succes, un proiect frumos pentru care vă felicit. Mariana Pușcaciu, super, succes. Maria Naghi, ne salută cu drag. Da, mai sunt mesaje, dragi prieteni, domnul Gigi Romeo Ruse. Bună seara, o seară minunată, vă doresc domnul să vă binecuvânteze. Vă întoarcem urările, domnule. La fel și tuturor acelora care se uită la noi. Să vorbim și de primul album, doamna Stănescu, cel care a fost vizualizat de telespectatori grație operatorului nostru de cadre. Când a fost făcut? În 2017 a fost gata. De 2 ani și. Da, în iunie 2017. Eu am muncit foarte mult, vreo 6 ani până l-am realizat, dar și când l-am realizat am vrut să fie așa cum trebuie. Nu mă grăbesc. Trebuie să recunoaștem, pentru că înseamnă muncă, da, a solistului, a orchestrei, a casei de producție, da? Da. Și ca să nu mai vorbim și din punctul de vedere financiar, care înseamnă foarte, foarte mulți bani. Da, este un efort. Dar bineînțeles că tot Ruxandra Pitulice m-a îndrumat către orchestra Asociației Predușele, era pe atunci în 2017, acum frații Cazanoi colabora cu domnul Daniel Predușel. Frații Cazanoi și-au creat propria trupă. Și-au botezat copii. Da, 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 sunt rude, cununat, da, botezat. Așa. Sunt cuscri. Și cu metri și în familie. Și a zis, prieteni, uite, din tot sufletul îți spun că ai face bine să-ți realizezi, și chiar am vrut să fac un album numai cu orchestra Frații Cazanoi. Iar la lansare, la lansarea albumului în octombrie 2017, au venit și bineînțeles că așa frumos a fost. Sunt convins și soliști invitați. Da. Cine a participat așa din memoria aleatorii? Domnul profesor nu putea lipsi.
Gavril Prunoiu. Da, domnul profesor Gavril Prunoiu, pe care îl salutăm pe această cale și îi mulțumesc pentru tot și doresc tot binele din lume să ne trăiască. Să fie sănătos, să poată să cânte, da, că pe lângă faptul că e dascăl, da, și este cântă. Și un mușcelean, un interpret extraordinar. Artist complex. Doamna Cristina Turcu Preda, Anca Brana, o colegă de-a noastră foarte cunoscută în Ardeal, a făcut facultatea cu domnul Ioan Bocșa la Canto Popular după ce a plecat de la Dinu Lipati din București, Tatiana Ene, soțul, Țiții, doamna Mioara Pitulice Surpriză, a venit din America, și mulți alții, Ionela Stăncioi, bineînțeles, colegele mele niciodată nu lipsesc. YouTube-ul ne ajută ca să demonstreze faptul că atunci când Ruxandra și-a lansat la Giurgiu în februarie anul trecut, da, Tinerețe Bob de Aur, și a venit și maică sa, of, câte pregătiri, câte amânări, emoții, eram legați de sosirea doamnei Mioara la, în țară. Da, dânsa a fost și în perioada asta un pacient la stomatologie. Multe, multe emoții, multe, dar nu trebuia lumea să știe toate aceste amănunte. Dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și am făcut lansarea la Giurgiu. Primăria, prin domnul primar Nicolae Barbu și prin domnul viceprimar Ion Dragomir, au ținut cu tot din adinsul un semn de prețuire să urce pe scenă, să le ofere câte o plachetă Mioarei Pitulice pentru, pentru întreaga activitate, iar Ruxandrei pentru proiectul care ni l-a ducea să ne bucurăm. Am fost mândri că au ales Giurgiu. În afară de o televiziune de folclor, Giurgiu a fost singurul oraș din țară unde Ruxandra a ținut cu tot din adinsul, pentru că e Giurgiu veancă de-a noastră. Normal. E la limită de județ. Era păcat, da? Să nu... Sigur, ea e mai mult la Adunații Copăceni decât în București, unde și-a construit o casă frumoasă, știu, eu am văzut-o, știu, unde muncește. Oare pe mamatușa și pe tata unchiu, îi salutăm. Salutăm. Niște oameni toată ospitalieri, familia, niște oameni cu frica lui Dumnezeu în sân, și nu mai vorbim de Țiși, de Gheorghe Rizea, un mare maestru al Naiului, un compozitor de seamă, unic, da, și de o modestie sunt exagerată. Da, sunt foarte modești. Oamenii cu caracter, oameni care știu să se facă plăcuți, nu numai prin cântec, și pe stradă. Apropo, când Cristina Stănescu merge la școală, merge, e termenul la mod, la shopping. La shopping. Merge la copii la școală. Bine, acum nu. Vorbesc în perioada când era liniște și bine, și e recunoscută de ploieșteni. Cum se simte? Deci m-a oprit o doamnă aproape de blocul meu, pe stradă, și sincer vă spun, nu venea să cred. Zice, nu vă supărați, sper că nu confund. Sunteți Cristina Stănescu? Eu mă duc foarte simplă, mă machiez, dar nu așa ca la televiziune, nu mă duc cu topuri, îmi place să fiu mai sport. Și zic, da, nu vine să cred, deci m-am simțit extraordinar. Sau am fost la Brăila la un concurs cu elevii mei. A durat toată ziua acel concurs, că au fost foarte mulți concurenți și au fost mai multe secțiuni de dansuri și canto și muzică populară. Și stând acolo, printre mulțimea aceea de părinți și copii, care erau nerăbdători să afle premiile, jurizarea, o fetiță micuță, drăguță, eram chiar cu fiul meu, cu sora mea, cu nepoțica mea, pe... Și așteptați. Pe scaun și așteptam jurizarea. Și vine cu tupeu. Eu am văzut că se uită mereu la mine. Dar zic că mi se pare mie că se uită copilul. Sunteți Cristina Stănescu de la Ploiești? Să știți că când și eu piesa Hai la Hora Mare. Și zic, da, mă bucur. Mă bucur să aud asta și să-mi spună, deci din Brăila să asculte muzica mea din Ploiești. Adică eu... Bucurie imensă. Și un șlagăr, ca să-i zic așa, piesa, mulți o cântă, am văzut și pe la evenimente pe la Giurgiu la care am participat, că artistul care participă la frumusețea evenimentului o cântă. Deci e o melodie care
prinde. Ajunge și prinde, da, ăsta da. E cel mai bun prinde. Cuvânt. Da, nu-mi plac cântecele comerciale, de băutură, de dușman, de soț, de nu. De nu eu... sunt, eu sunt autentică. De la mine, din e sat. E foarte bine, de-aia eu știu... Asta le imprim și copiilor, elevilor mei. Pentru că e ușor, la o cafea, foaie verde, lobodă... Eu mai fac versuri. Romeo Văduva, naistul din Ploiești. Băiatul lui Maria Văduva. Așa. Creează linii melodice. Acum îmi dau seama că nu m-am gândit să fi venit împreună. Da, nici eu nu m-am gândit. Chiar o să vin cu dânsul. Uh-huh. Sau că... cu doamna Văduva. Da, cu doamna Maria. N-am mai venit la Giurgiu, cred că are zeci nici de ani. Nici eu nu am mai întâlnit-o. Bine, a fost și perioada de... aceasta, da, da. Dar vin cu, nu, vin cu are cea mai mare plăcere. Vorba, a găsit orbul Brăila, dar da. În Ploiești. Și domnul Romeo Văduva creează elevilor mei linii melodice, pentru că eu pe ai mei elevii învăț să aibă propriile cântece. Dar eu știam într-o vreme că era plecat din țară. A fost plecat mulți ani. Canada, Franța, a fost plecat. Și a revenit. Și a revenit, are o fată foarte talentată. O te soție trage minunată. Asa acolo de unde ești. Da, eu vă spun sincer că n-aș pleca din țară, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu. Mi s-a oferit un post de profesoară de educație muzicală într-un colegiu din Italia, unde am fost la un schimb de experiență cu doamna directoare pe vremea aceea și cu niște elevi. Și acolo țineam spectacole în aer liber în fiecare seară, timp de 14 zile. Și le-a plăcut tactul meu pedagogic, nu știu, le-a plăcut foarte mult de mine și mi-a zis să rămân acolo. Nu eram încă căsătorită, dar eram îndrăgostită de soțul meu și bineînțeles că nu aș fi lăsat România pentru nimic în lumea, pentru a preda acolo, cu toate că salariile sunt altele și altă lume și... Dar nu m-am simțit eu bine acolo. Da, nu, în largul nu vă simțeați, cum zice românul, nu mă simt în largul meu. Mi-era dor de evenimente, să fiu în mijlocul omului, să fiu în mijlocul horei, să dansăm, să cântăm, să petrecem. Să vorbim în românește, să exact, ne salutăm nu. Pe stradă. Am refuzat. Ei au răceala lor pe care nici eu n-am înțeles-o. Da, sunt reci. Am avut ocazia să merg afară de foarte multe ori și am urmărit acest aspect. Ei ca vecini nu se salută, nu au dialog. Nu au nicio treabă. Ori românul, când te vede de departe, bună dimineața, ce faci? Unde te duci? Vreți să vă spun un mic secret? Când intrasem în clasa noua, m-a lăsat mama la internat. Am plâns o zi întreagă. Și aveam o colegă moldovean, că ea nu mai cântă acum. Te obișnuiești tu. Da. Așa o vorbă directă. Da, da. Și până la urmă așa a fost. Și așa a fost. A avut o vorbă sănătoasă. Și vreau să vă spun că pe stradă, cum ieșeam, nu aveam voie, ne trebuia învoire. Bine de voie. Dar nu ne săturam cu rău, mâncarea doamnă, din cantină. A fost foarte ăla. Bine. Acum e am prins o perioadă întreagă. Foarte frumoasă. Urmărim și noi media și auzim și vedem. Și nu ne săturam, la 7 seara era ultima masă. Păi noi până la 10 ne era iară foame și ne duceam vis-a-vis, era un magazin. Și cu învoire... Peste tot unde mă întâlneam cu lume, eu dădeam bună ziua. Să uita lumea la mine, lung, ce-a fi zis, sănătoasă. Dar eu așa eram obișnuită, da, la domnule, țară, la salutam, țară bună ziua, ce faceți? Chiar dacă nu ești pentru prima dată da, și nu cunoști. Localitate rurală, da. Îți dau salutam pe toți pe ziua. Stradă și să uitau lung la mine, o fi zis, nu ești în apele tale. Dar eu făceam datoria să salut. Așa era educația, așa da. Simțea sufletul. La fel cum și sufletul nostru simte că vrem să mai ne cântați. Da, cu drag. Ia pregătiți-vă dumneavoastră și după cântec o să mai vorbim cu omul, nu numai cu artistul Cristina Stănescu. Alte două piese, dragi prieteni, cu invitata mea care mi-a umplut sufletul de bucurie și parcă toată oboseala adunată astăzi, că am avut o zi foarte grea, parcă aș lua de la început ziua. Deci, Cristina Stănescu. Frunzulița
viață se chinuiește și cu drag copiii-și crește, și cu drag copiii-și crește, of, of. Muncește ca o furnică, copilașii dă-și ridică, copilașii dă-și ridică.
împreună. Viața cânte să vă fie la mulți ani cu bucurie, jocul și cu voia bună să vă țină împreună. Viața cânte să vă fie la mulți ani cu bucurie. Să vă amintiți astă seară, până când ne întâlnim iară, că ați petrecut și-ați jucat, mă, iar Cristina v-a cântat, mă, jocul și cu voia bună să vă țină împreună. Viața cântec să vă fie la mulți ani cu bucurie, jocul și cu voia bună să vă țină împreună. Viața cântec să vă fie la mulți ani cu bucurie. Mă alătur și eu cântecului doamnei Cristina Stănescu și zic și eu pentru fiecare ca viața să vă fie plină de sănătate, de bucurii, de împliniri, să trăiesc cât nașa care m-a botezat pe mine, 103 ani. Să dea Dumnezeu că viața e una și telespectatorii noștri să aibă parte de cât o așa viață ani plină de sănătate lungă și de bucurii. Se pare că mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Sor Mâna! Mă numesc Ion Valentina. Am sunat să vă felicit pentru emisiune și pentru invitată. Vă doresc o seară extraordinară și vă sărut cu drag, domnul Clement. Vă mulțumim de telefon, vă mulțumim de... Vă aud foarte prost, eu nu văd emisiunea și vă aud foarte, foarte prost. Ei, în seara asta s-a întâmplat ceva, că s-a mai plâns cineva de semnalul telefonic, dar noi v-am auzit destul de bine. Mulțumim pentru telefon, bucurați-vă ca și noi de emisiune, de prezența acestui mare artist, Cristina Stănescu. Rămâneți pentru emisiune. Mai rămâneți încă 35 de minute și bucurați-vă că invitata noastră mai are piese de interpretat. Mulțumesc mult, o seară frumoasă vă doresc. La fel, vă întoarcem și noi urarea să fiți sănătoasă alături de cei dragi din viața dumneavoastră. Vă simțiți vedetă? Nu. Nu. Nu există vedete. Nu există, mai ales în folclor. Nu. Ei, din păcate, nu întâmplător pun la fiecare invitat întrebarea aceasta, pentru că îmi pare rău că o spun, dar sunt destui care au trei piese, că vorbeam mai devreme de autentic, da, făcute cu chitara și cu orga. Ca la nuntă. Că mai rog ca la nuntă, că sunt nunți care, evenimente care folosesc ca orchestrație taraful popular, da? Pentru că una e să asculți acompaniamentul pe țambal, pe vioară, și una e pe orgă și pe chitară și pe tobe și mai știu ce alte instrumente reci. Așa este. Spuneam că au două, trei piese făcute grație butoanelor. Da, sunt artist. Sau vocea pe calculator. Da, de-aia am zis butoane. Da. Da, sunt artist. Nu m-ai văzut la televizor. Păi, Lucreția Ciobanu a murit de bătrână. Da? Și n-a spus niciodată, eu sunt artistă. Și știți ce am observat așa, de-a lungul anilor, eu am întâlnit foarte mulți interpreți valoroși. Valoroși ai cântecului popular. Să știți că aceștia sunt foarte, foarte modești. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme cu trei melodii și poate fără n-am auzit. Fără niciun mesaj? Fără, nu transmit, poate n-am auzit deloc. Pentru că de mic te formezi. Nu te formezi la 50-60 de ani.
Bine, ei au pornit pentru că au considerat că toată lumea are acces la televiziune. Cântecul popular, da, va deveni vedetă și toată lumea o să fugă cu sacii de bani după ei. Mm. Dar ei săraci. Asta e un rol pe care ți-l înzestrează totuși Dumnezeu. Și trebuie vocea lucrată, muncită ani de zile. Mi-aduc aminte, am ajutat niște prieteni, au dorit neapărat ca la evenimentul din viața copiilor lor să cânte doamna Steliana Sima. S-a putut, alt renume, nume. A venit la eveniment cu o oră înainte, și-a schimbat costumul din civil în popular, a luat fiecare danteluță după colț și a pregătit-o cum trebuie, brâul, poalele. Mă uitam câtă atenție îi dădea costumului popular, ca atunci când iese să cânte, să-i dea și mai multă valoare. Da. Da? Și ultimele 10-15 minute a făcut vocalize. Da, și a încălzit vocea, ca atunci când, că nu toate sările de restaurant sunt bune din punct de vedere acustic, da, așa este. Dar femeia a venit și și-a pregătit întru totul, după toate canoanele, da, meseria pe care o face. Și asta înseamnă profesionist. Absolut, de acord, așa este. Pentru că numai prin muncă și lăcătușul mecanic, până scoate piesa, muncește o zi, poate trei zile, depinde cât e de complexă. Orice meserie este. Orice meserie are secretele ei, da? Își vrea respectul care îl merită, că altfel nu poți să reziști. Costumul popular te schimbă total. De acord, așa este. E altceva. Cine-i face Cristinei Stănescu versurile? În afară de cele pe care le culege din sate, că da, vorbeam și mai devreme. Da. Da? Cinteza în lăstarul am culeasă de la un cioban, Dumnezeu să-l ierte, care cânta la fluier și păzea oile. Și aveam vreo 16 ani și eram încă, de atunci îmi spunea domnul Prunoiu, să încerci să-ți culegi și din sat. Nu prea mai aveam așa bătrâni care să-i mă duc cu reportofonul să-i înregistrez, să învăț. Cum se făcea pe vremuri. Și am peste deal, cum s-ar zice, într-un sat, de unde este și Traian Frâncu, că ați auzit, da, un alt este la Flacăra, prahovean, cu gelul, talentat, cu... și a muncit, și un copil extraordinar de talentat. L-am și de avut mic și într-o distribuție. A muncit, da. Așa. De acolo, din sat, de la Traian, un domn care m-a ajutat în ce sens? M-a auzit pentru prima oară după ce am terminat liceul și a zis: vrei să vii la evenimente? Mi-a făcut loc în marea lui familie de lăutari de muzicanți, pot să spun. Da, da. Eu după liceu... Cel mai potrivit e lăutar. Lăutar. După la 20-21 de ani am început să merg la evenimente. Eu până atunci am ascultat sfatul domnului Prunoiu. N-am învățat o piesă lăutărească, n-am învățat muzică ușoară, n-am amestecat genurile, pentru că îți schimbă vocea. Și am ascultat sfaturile dumnealui și îi mulțumesc că a avut așa încredere în mine să... Și sunt convins că pe fiecare elev la fel l-a îndemnat să facă, da, pentru că deci sunt fost, niște reguli care... Mi-a fost ca un părinte, din toate punctele de vedere. Și profesor, și pedagog, și tată, și... Așa este. Răspundea de noi. Și rodul muncii se acest vede. Domn se numește Marius Butucaru, dar numele de scenă este Dan Ardelean. El acum nu mai cântă, a cântat în tinerețe și creează și are foarte multe versuri. Versurile am aflat. Versuri. Linia melodică. Că și linia trebuie... melodică Daniel Predușel împreună cu frații Cazanoi și ultima melodie cu La mulți ani cu bucurie o am creată de Romeo Văduva. Oh, îl salutăm, nu numai eu, și giurgiuvenii. Da. Și încă două cântece, o piesă de băiat, după ce l-am născut pe Vlăduț, am făcut Când îmi strâng băiatul în brață. Așa, îmi faci cu mâna, da? Știi că e piesa ta, mami. O avem pregătită, nu? Da, am cântat-o. Am cântat-o și deja. Se duce viața ca fumul, care nu am interpretat-o încă. Mi-a făcut-o Georgiana Ioan, o altă mare creatoare, mare creatoare și o mare voce. Un om modest și deosebit, pe care îl salut pe această cale și îi doresc tot binele din lume. Merită, o urmăresc și eu pe Facebook, n-am avut până acum ocazia. Este de valoare, vă spun eu. Să o cunosc, însă toată lumea vorbește și merită să fie vorbită, da, numai de bine. Foarte pentru că serioasă. E, până la urmă, meritul său. Face lucruri frumoase.
deosebite, autentice. Și Cristina Stănescu face lucruri frumoase, da? Cizelează copiii la oră, cântă frumos, cântă cu drag, cântă așa fără interes. Da, nu. Pentru că și asta contează foarte mult. La mine e bucuria mult. Aceea de a mulțumi întâi publicul sau omul de lângă mine și apoi eu să am acea satisfacție. În afară de Predușel, cu cine ați mai colaborat de-a lungul timpului? Mă refer din punct de vedere orchestral. Eu am fost foarte mulți ani cu acest domn care a avut trupe, Dan Ardelean, numele de scenă, mulți ani. Deci, acum 6 ani m-am întors pentru că avea foarte mult solist și a zis: Cristina, du-te cu Ianis. Ianis fiind un băiat care a cântat și a studiat muzica, cântă la buzuchea, așa, la chitară, cântă orice gen, pentru că el a cântat foarte mulți ani pe vapor. Pe vaz de croazieră, da? Și el acum s-a lansat cu muzică grecească și am colaborat până de curând, dar mi s-a propus o altă colaborare la un nivel mai înalt și n-aveam cum să scap trenul. Hai să spun și oamenilor de acasă. Da, haideți că nu țin secret, că a văzut lumea și pe Facebook și cât de curând o să apară niște materiale cu noi, cu Orchestra Paul Stângă. Oh, da, așteptăm. Și datorită GT-i State, eu sunt cu Paul și m-am cunoscut cu Paul Stângă pentru că eu i-am ținut 2 ani locul, fiind ultimii 2 ani am mai luat cu soțul evenimente și eu am fost liberă. Nu aveam chiar în toate datele de sâmbătă ocupat. Și m-a sunat, noi ne-am întâlnit la spital, acum 16 ani, când tratam puțin corzile vocale. Și am fost colege de cameră. Și se mai întâmplă să răgușești și mie place să mă duc la un specialist să întreb ce am voie, ce n-am voie, ce să fac după. Că asta face parte tot din manualul ăla. Manualul. Așa, și acolo ne-am întâlnit și am ținut legătura și Geta apoi a rămas însărcinată cu băiatul. Nu a mai putut merge la Brăila, la Târgu Jiu. Da, mai ales când se apropia... Trebuia să nască. Să nască, da. Și am ținut locul și acum, de anul acesta, ea a mers mai mult pe cunașa Maria Buză, cu taraful, cu soțul și Paul mi-a propus să merg cu ei. Apropo de Geta State, o salutăm, o salutăm. Și ea cu Irinel. Să le trăiască copila și are niște pandemie, copii deosebiți de frumoși. Da, dar vreau să vă spun, telespectatorilor le-am mai spus, înainte să mă împrietenesc cu Geta State, noi ne-am certat. Dar o ceartă de-aia urâtă. Da, am lăsat timpul, s-a așternut praful. Și după aia am devenit foarte bun prieten. Da. E fată deosebită, Geta. Fiecare și-a recunoscut vina și asta a fost cel mai bine, pentru că de cele mai multe ori omul în orgoliu lui spune: nu, băi, numai eu am dreptate. Nu e așa. Nu. Pentru că suntem oameni și greșim cu toții. Toți greșim. Și chiar ne bucurăm dacă Geta State mai reușește. Mi-amintesc că a fost și cu soțul, cu Irinel, dar a fost și cu Reta Balta, care a sunat mai devreme. Ele sunt foarte bune prietene. I-a recondiționat. Eu m-am dus mereu la zilele, și-a petrecut mereu la Etno TV, zilele de naștere. Da. Și m-a invitat și de fiecare dată, de fapt aproape în fiecare an m-am dus. În iunie acum sau la sfârșitul mai a fost ziua ei. În aprilie. Pe 28. Aprilie. Da, a fost cu coronavirus. Da, și-a amânat, dar în fiecare an mi-a făcut plăcere să merg, nu că aveam vreo obligație sau... Nu, domnule, pur și simplu trebuie să simți să mergi la în acea zi de naștere a unui artist. Iar Geta e o fată care a muncit mult, o fată care respectă artiștii, da, da. Și eu o respect foarte mult și o salut pe această cale. Am avut bucuria să o cunosc și pe maică sa, care o susține și a susținut-o toată viața, da? Și venind de la Comana, folosind ruta Grădiștea, de unde este ea și spune și prin cânte că e grădișteancă, am recunoscut-o pe maică sa în fața porții și am văzut și casa, am redus viteza, că eram în mers. Și chiar mi-a plăcut o gospodărie, să vede că acolo sunt oameni harnici, da, oameni care muncesc și muncesc din greu.
Și acum, de când are cei doi copilași, da, pe Geta o ajută frumos foarte foc. Mult, că îi pleacă la evenimente, la emisiuni, câte nu, sigur că da. Ca noi toți. O rog eu pe Cristina Stănescu să alerge spre dreapta. Spre scenă. Pentru că mai avem puțin. Da. Mai avem puțin și trebuie să ne despărțim. Deși am avea multe de vorbit, multe de cântat, dar formatul emisiunii este de aproximativ 2 ore. Alte 2 piese, dragi prieteni, cu invitata noastră, cu artista Cristina Stănescu. Să o urmărim! Al meu cu părul creț, brahoveanul meu, cetății așa măreț, brahoveanul meu, treci în sus și treci în jos, brahoveanul meu, te ții mândru și fălos, brahoveanul meu. Tot te duci pe crane, brahoveanul meu, gătit ca un sucru mare, brahoveanul meu, te fălești și știi prea bine, brahoveanul meu, că mor mândre după tine, brahoveanul
trece viața ca o floare, anii ca niște petale, veșnică mi tinerețea, vine iute bătrânețea. Stau anii înșirați în viață, ca mărgelele pe ață, cât de tare este ața, atât de lungă e viața. Toate sunt la timpul lor, of, lume dragă, omul în viață-i călător, of, lume draga mea. Cu o soartă și un destin, of, lume dragă, pe lume e musafir, of, lume draga mea. Pierdut, pierdut rămâne, ce faci azi nu mai poți mâine, toate în viață vin pe rând, mi sunt date cu împrumut. Ne naștem fără să știm și plecăm când nu gândim, în tot ce ne este scris, n-avem un cuvânt de zis. Toate sunt la timpul lor, of, lume dragă, omul viaței călător, of, lume draga mea. Soartă și-un destin, of, lume dragă, pe lume e musafir, of, lume draga mea. Toate sunt la timpul lor, of, lume dragă, omul viaței călător, of, lume draga mea. Cu o soartă și-un destin, of, lume dragă, pe lume e musafir, of, lume draga mea. Da, demonstrează prin fiecare cântec, dragi prieteni, artista Cristina Stănescu, seriozitatea cu care s-a plecat atunci când a imprimat un cântec, și am convingerea că fiecare dintre aceste piese vor rămâne la sufletul nostru și vor fi dorite să fie reascultate. De-a lungul vieții sale, deși nu îi place ceea ce vreau să spun acum, Cristina Stănescu a avut bucuria și onoarea în același timp să lucreze cu mari realizatori de televiziune, specialiști în folclor, cum ar fi Simona Gibescu, Florentina Sadmari, Maria Tănase Marin, am uitat doamna Simona Patraulea, Simona Dumnezeu s-o Patraulea săraca, da, un om de o modestie, am avut și o bucuria să o cunosc. Deci asta întărește încă o dată în plus faptul că dragostea cu care s-a apropiat de cântecul popular, harul care bunul Dumnezeu i l-a dat de a cânta oamenilor și prin susținerea specialiștilor, Simona Stănescu a reușit să intre la sufletul iubitorilor de folclor și să rămână acolo într-o armătură de fier beton, așa cum sunt temeliile caselor, a blocurilor, care va rezista cu siguranță peste ani și ani de zile. Spuneam că are o familie tare frumoasă, este o mamă grijulie, este o soție fidelă, aleargă, renunțând la multe din plăcerile vieții pentru ca viața de familie să fie una armonioasă, bazată pe dragoste, pe respect, pe întrajutorare. Și vreau să-i mulțumesc public domnului Alexandru, soțul său, care s-a și învoit de la serviciu ca să fie șoferul soției sale și în această seară să vină la noi în emisiune. Îi mulțumim, le acordăm recunoștința care o merită cu prisosință și îi asigurăm că vor fi și alte zile de miercuri în care Cristina Stănescu să vină cu alte piese în emisiune, să ne bucure sufletul, așa cum a făcut-o în această seară. Poate, dar stabilim ulterior, vine în aceeași formulă Ionela Stăncioi, venim cu Ruxandra Pitulice, cu care eu am o relație extraordinar de frumoasă. La 3-4 zile ne sunăm reciproc. Și eu vorbesc cel puțin de două ori pe săptămână.
dacă nu mai de multe ori. De multe ori s-a întâmplat ca rețeaua de telefonie după o oră să ne taie dialogul, pentru că avem întotdeauna ce să ne spunem. Am trecut și pe la casa nouă a ei din comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu, și vă mărturisesc că mi-a transmis toată emoția în clipa în care, casa fiind în construcție, acum e aproape terminată, vorbesc de anul trecut, în mai, când mi-a arătat una dintre camere și a zis: aici va fi camera mamei și a tatălui meu. În clipa următoare s-au umplut ochii de lacrimi și nici nu puteți să vă dați seama câtă suferință am, că mama e la mii de kilometri. Așa e de înțeles, dar e resemnată, pentru că acolo departe, în Statele Unite, este foarte bine, mai este cu cea de-a doua, a doua fiică, da? Da, cu Vasile, care este tot giurgiuvean. Da, știu. Vedeți, doamnă, cât zonă, cât, ce zonă frumoasă avem și aici, și câți artiști care sunt deja nume cu renume, a dat această comună, cum îmi place mie să-i spun, Giurgiu. Eu primul costum popular îl am de la doamna Mioara Pitulice, pe care îi mulțumesc și acum pentru el și mi l-a dăruit cu tot dragul. O întrebam pe Ruxandra, zic: tăticule, că este ca și copilul meu. Zic: îi îmbraci costumele mamei? Da, dar a trebuit să-i cer voie pentru că acele costume au fost ale mamei și sunt personalizate. Așa mi se pare și mie corect să întrebi. Este și nu corect, dar este și normal, logic. Normal, da. Pentru că, vedeți, s-ar putea ca cineva să zică: ai, poartă costumele mamei ca să ajungă și ea ca mama. Nu. Ori nu, la Ruxandra nu se pune. Ruxandra e altceva. Nu se pune problema. Ruxandra și-a procurat costumele. Da, am muncit și ea la fel, aleargă. Da. Chiar alaltă, când am vorbit cu ea, îmi spunea că este în emoții cu fata. Da. Da, și tot așa. Aleargă. Și pentru poziția sa de artist, și ca mamă, și ca câte orice. Câte puțin din fiecare. Da. Așa, dar cum e bine că eu, atunci când vrea omul să poate. Da. Trebuie numai să ai voință. Nu vrei, nu găsești soluție și nu găsești nici timp. Eu am un... Am o vorbă de la mine din sat. Nu există nu pot, ci nu vreau. E, în armată e rămas ca un slogan: nu știi, te învăț, nu poți, te ajut, nu vrei, te oblig. Așa că fiecare ne regăsim într-una din astea, dar e bine să le putem și practica. În prima variantă să fie de partea noastră, adică să pot și să vreau. Să vrei. Să știu și să vreau. Și să-ți dorești. Doamna Stănescu, mai avem câteva minute. Da, mă bucur. Noi nu ne bucurăm. Mă bucur că trebuie să cânt, că îmi place și îmi face plăcere. Noi nu ne bucurăm că cele două ore au trecut. Avem un dușman acolo în perete care parcă aleargă anormal miercurea decât în alte zile ale săptămânii. Haide să oferim și cele două cântece din suflet. Da, pentru cei care se uită la noi, și să ne bucurăm, dragii mei, că iată, cu efort extraordinar, artista Cristina Nicoleta Stănescu a găsit timpul material să fie oaspetele nostru de onoare. Să o urmărim. Și mi-aduci un dor de mamă, of, durule, mă. Muzica.
braț de surioare, de sătucul meu din vale. Of, durule mă, dor de braț de surioare, de sătucul meu din vale. Of, durule mă. Și mă frigi la inimioară. Of, durule mă, ce tot vii seară de seară, și mă frigi la inimioară. Of, durule mă. Și o piatră, bată te sfântul te bată. Of, durule mă, ești mai greu ca pietrele, bată-mi-te ploile. Of, durule mă, ești mai greu ca și o piatră, bată te sfântul te bată. Of, durule mă, ești mai greu ca pietrele, bagă-mi te ploile. Of, durule mă. Că fă-mi cărare să mă duc pe a ta luncă, să văd neica unde lucră, să-l caut să mi-l găsesc, că de dor mă prepădesc. Of, of, să văd neicuța muncește sau la umbră odinește. Fi dus neica la coasă, din schinda păse cu Ianca, am bătut drumul degeaba. Nu-i pe vale la Costeni, nici-n deal la Chiciureni. Of, of, nici-n plaiul Slonului, și eu mor de dorul lui, mă. Taie lemne de brad, mă. S-o fi dus să adune mure la mogoșu în pădure. Pădurea am colindat, dar de urma lui n-am dat. Of, of, nici pe drum, nici
mergi, potecuță, unde-i dus, dragă neicuță? Alte două piese cu multă încărcătură emoțională adusă de Cristina Stănescu pentru noi, iubitorii de cântec popular. Vă mărturisesc că am ascultat cu foarte multă atenție prima piesă, care mi-a răscolit sufletul, iar din a doua am înțeles că artista Cristina Stănescu nu și-a uitat niciodată țărâna satului din care a plecat și iată că prin cântec reușește să își aduc aminte de fiecare dată că este o fată de la țară, că aici a cunoscut frumusețea satului prahovean și că se întoarce de fiecare dată cu drag de acolo unde a văzut lumina zilei. Doamna Cristina, orice e frumos, tot ce se termină repede. Da. Noi am ajuns deja la final de emisiune, de aceea am să vă rog pentru cei care ne-au urmărit un gând de la un artist. Vă mulțumesc pentru atenția și telefoanele care au rulat în această seară. Vă doresc tot binele din lume, sănătate, împliniri și Doamne ajută să ne vedem cât mai curând. Cât mai curând. Sunt mandatat de telespectatori, de echipa TV, să vă mulțumesc că ați găsit timpul material să ne fiți oaspete. Să vă dorim sănătate, succes de plin, mulțumesc, profesional, familial, artistic, cum vreți dumneavoastră. Mulțumesc. Ne-am bucurat că ați fost la noi în emisiune, ne vom bucura și în viitor dacă veți mai putea veni. Nu renunțăm la proiectul de care v-am vorbit, stabilim ulterior să fiți sănătoasă, Doamne să vă bucurați ajută, de orice clipă a vieții. Dragi prieteni, Lily Clement vă mulțumește pentru atenție. Și vă dăm întâlnire miercurea viitoare când ne vom reîntâlni și vom avea bucuria să ne fie oaspeți artiști de seamă din cântecul popular românesc. Gânduri bune tuturora, la revedere!